Hello, nu am mai văzut de mult timp așa face to face. Știu că și vă fost dor de mine. Bine v-am regăsit la un nou episod. Voiam neapărat să fac episodul ăsta, deși nu mă, nu mă așteptam, sincer vă zic, să se ajungă aici. Dar voiam neapărat să fac episodul ăsta. Suntem prea aproape, un pic de, un pic de intimitate, vă rog frumos, un pic de intimitate ne neapărat să fac episodul ăsta deoarece am făcut și episodul ăla despre Creative Monkeys și am zis că, bă, frate, dacă tot am făcut chestia aia, atunci o să fie full pachet, știi ce zic? Să facem tot lorul. Ok, astăzi, după cum ați văzut și din titlu și probabil ați auzit și despre subiectul ăsta, este vorba despre războiul ăsta între Mikey H și Creative Monkeys, pseudo biful ăsta vreau să zic, pentru că sensul că Mikey H și-a creat o problemă și după aia s-a victimizat pentru că au avut backlash negativ și când zic backlash negativ nu mă refer la înjurături, amenințări, bătăi din alea, nu, mă refer la niște comentarii foarte, foarte bine structurate puse la punct prin care oamenii și-au arătat frustrarea pentru că el o dezinformat masa cu clipul lui despre Creative Monkeys în legătură cu banul lor. În caz că n-ați fost aici pe jengina asta de canal până acum și n-ați văzut episodul trecut despre Creative Monkeys o să vă povestesc așa pe scurt ce șpârcă au făcut ăștia de la Twitch. Le-au dat bani celor de la Creative Monkeys din cauza unei glume scoase din context care by the way... Creative Monkeys și a luat amban, cei de la TUI și-au cerut scuze pentru inconveniența generată și acum și-au reluat activitatea, fără dar și poate totul s o, -o rezolvat, totul este chill și după ce și-au luat amban, cei de la Creative Monkeys, Mikey H. ce s-au gândit? Bă, frate, știți că el e un pic așa mai... Mai de modă veche, youtuber old school, bine și înțeles că a venit cu videoclipul destul de încet. Pentru că el a făcut videoclip despre faptul că cei de la Creative Monkeys au fost banați după ce și-au luat un ban. Poate nu au aflat că Windows o oferă acum Microsoft Edge. Poate o rămas la Internet Explorer, aia e partea a doua. În primul clip al lui Mikey H. făcut despre cei de la Creative Monkeys, o mâncat căcat destul de hardcore, dacă mă întrebați pe mine. Adică, în primul rând, o zis că cei de la Creative Monkeys au făcut gluma în streamul ăla caritabil, în care o stâns peste 30.000 de euro pentru cei de la Little People. Și în timpul uh, unui stream caritabil, în moment dat au făcut... Uh... Gluma asta. Asta una la mână, ceea ce arată faptul că nici măcar un, nici măcar, nu, nici măcar nu, nu vreau frate să se informeze despre ce s-a întâmplat. Cred că au văzut și el o știre pe blog posturile alea care le citește dimineața la cafea despre faptul că cei de la Creative Monkeys au fost banați. Nu a încercat să se informeze mai mult despre subiectul ăsta înainte să facă clip. Mikey H. o zis că gluma respectivă a fost făcută în stream caritabil și a fost făcută de tipul Și ce face tipul după momentul ăsta? Pentru a mai genera niște donații către caritate. Și ce face tipul după momentul ăsta? Păi mai face o glumă, normal, ca să strângă mai mulți bani pentru caritate. Mi se pare cel mai amuzant lucru pentru că el încearcă să pună oamenii într-o lumină proastă cu lucruri pozitive. Adică, ipotetic vorbind, dacă ar fi făcut gluma asta ca să atragă oameni care să doneze pentru copii cu cancer, atunci care ar fi problema? Care e problema? Este o glumă. Twitch și-o cerut scuze pentru gluma respectivă, pentru că în TOS-ul Twitch gluma respectivă era super ok, doar că din cauza mea reporturilor generate de către oameni furioși sau invidioși sau I don't know, gluma respectivă a fost scoasă din context și bineînțeles că și-au luat bani. Poate, poate ziua mai prost, poate văd eu lucrurile greșit sau habar n-am, dar ce e rău în asta, vreau de ce-i rău în a face niște glume pentru a, a strânge donații pentru copii cu cancer? Ce, ce e rău în asta, I don't get it, man. Ce m-a deranjat și pe mine în toată treaba asta, sincer vă zic, a fost faptul că o încercat să țină morală de ce nu este ok să faci astfel de glume pe internet, având în vedere că nu a trecut nici măcar un an de la incidentul ăla în care urla în gura mare că el se simte discriminat pentru că nu poate să zică n -words. Și de, după gluma rasistă și xenofobă, te gândești că poate îi bese mintea o, un alt fel de dumă, nu? Dar nu, omul o ține tot pe rasism și o dă chiar și în homofobie la un moment dat. Like, bro, don't do that shit, man. Come on. Pe lângă chestia asta, nici măcar nu, nu s-a putut informa de faptul că pe Twitch subscriberii înseamnă altceva față de ce înseamnă pe YouTube. Echivalentul la subscriberii de pe Twitch sunt membrii pe YouTube. El nu a putut să facă nici măcar treaba asta. Au zis că cei de la Creative Monkeys au un milion de, de abonați pe Twitch. Doamne, bă, te să le dea universul atât, știi ce zic? O prostie din asta, spusă din amuzament, i-a lăsat fără canalul de Twitch pe care parcă aveau peste un milion de abonați. Și nu au un milion de, de followeri, nu abonați, că au 247 de mii. Am făcut tuc, 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 un click și am aflat. Eu am fost pe streamul celor de la Creative Monkeys când o reacționat la clipul respectiv. Și când am văzut chestia asta, ce comentariu o dat prin Mikey H, bă, nu mi-o vei să cred, frate. Deci nu mi-a venit să cred. Sincer, ai fost finuț cu ei la cât s-au luat de tine de-a lungul timpului. Te țineau numai în Mickey, Micloș și din astea pe stream și nu numai. Și tu nu ai zis nimic de ei niciodată. Se vede de la o poștă că Creative Mag te invidiază și îi deranjează prezența ta. Bravo pentru clip și nu asculta de ratații din comentarii. Ok, bro, ok. Având în vedere că Mikey H a dat pin la comentariul ăsta, înseamnă că e complet de acord cu ce scrie în acest comentariu. Pin și și inimă, nu uitați. E nasol să zicem să te poreclească oamenii cum nu vrei să fii poreclit, sigur. Eu îți de părere că treaba asta trebuia rezolvată unul la mână în privat, că 100% dacă le ziceai, 100% înțelegeau și se opreau din a face treaba asta. Doi la mână, nu trebuia să faci un clip în care să dezinformezi oamenii despre necazul lor, pentru că asta e cel mai orul lucru. Pur și simplu tu asta ai făcut, frate. Ai făcut un clip în care e pus într-o lumină negativă și după aia pentru că ai primit backlash din cauza ta, nu din cauza lor, din cauza ta ai primit backlash pentru că ai făcut un clip total dezinformativ. Și după aia totul ești la care, care, plânge că de ce, de ce, de ce lumea, de ce lumea îmi lasă în comentarii răutăcioase? De ce, bă, gamea și aș piciorul, bă, cât de rău a fost ăsta, mă, frate, uite-te la el, bă, dar uite-te la ăsta, bă, cât de rău a fost, mă, frate. Pai, când am citit comentariul ăsta, bă, incredibil, m-a rănit, m-a rănit foarte tare. După, Creative Monkeys au reacționat la clipul ăsta. By doi am fost pe live acolo. Exact nu au reacționat. O să abonat la Creative Monkeys. Pot să revăd segmentul respectiv de câte ori vreau eu. Deci, vă zic, nu a fost absolut nimic jignitor la adresa lui Mikey adus de către cei de la, de la Creative Monkeys. Bineînțeles, au mai presărat glume prin, prin stânga, prin dreapta despre el și despre clipul lui. Și glumele care le-au presărat, având în vedere că Mikey H. le-au arătat disrespect total, a fost totuși cu bun sim, nu a fost nimic jignitor. Mie mi se pare, frate, că Mike Harris se prinde extrem de tare din ceva foarte, foarte pueril. Adică nu știu, frate, la vârsta aia mi se pare normal să înțelegi, frate, unele chestii și să faci diferența dintre, dintre umor și atac personal. Pe oamenii de la Creative Monkeys o venit pe primul clip al lui Mike H și au lăsat comentarii foarte rele. Oamenii chiar au fost super, super respectuoși acolo. Eu nu, nu înțeleg la ce se aștepta Mikey H, adică tu când dezinformezi lumea și e super disrespectful față de creatorul lor de conținut preferat, nu te aștepta ca fanii creatorului respectiv să vină la tine cu mesaje de încurajare. Normal că o să vină la tine și o să te trag de ureche că, bă, frate, vezi că nu e așa cum zici tu. Mai ales, nu văd de ce, dracu, ai ales să te victimizezi pentru că lumea a venit să te amenințe pe tine, Având în vedere că fanii Creative Monkeys au lăsat comentarii foarte, foarte bine argumentate, scrise coerent, a, comentarii care n-au fost jignitoare absolut deloc, poate că unele au fost, poate că unele nu bine și înțeles, nu pot să controlez pe toată lumea, sunt 100% sigur că din toate comentariile respective, și acum nu zic nume de rău sau ceva, 100% sigur că din toate comentariile respective au mai fost poate 2-3 din... O mie care au fost poate nasale, dar Codin la, finalul reacției o zis chestia asta. În același timp am văzut acolo o grămadă de comentarii ce vă rugăm foarte, foarte mult îi să nu mergeți vreodată cu hate la el pe tema asta sau să lăsați comentarii aiurea. Dacă ați făcut-o deja, ștergeți-vă comentariile. Nu are rost. Incredibil, frate, cei de la Creative Monkeys instigă oamenii la avea bun simț. Trebuie canceled. Cancer. Putea să rezolve toată nebunia asta prin 100 de mii de zeci de mii de metode. El a ales cea mai proastă metodă. Incredibil, frate, incredibil. Ai. Și încă o chestie super amuzantă. Mi se pare faptul că, că la scurt timp, după ce a făcut clipul ăla în care zice că fanii Creative Monkeys l-au amenințat și așa mai departe, o a apărut comentariul ăsta pe care l-am luat din clipul lui Ciprian Lospa. Clip care îl las aici și și în, în descriere și vă recomand să mergeți să vă uitați la el. Ca să înțelegeți, o să vă citesc un comentariu de la ultimul clip al lui Mikey în legătură cu Creative Monkeys. Singurul om care te-a hărțuit și a amenințat a fost un om care și-a făcut contul în 10 iunie, zi în care ți-a lăsat și lăsat comentariul și într-un timp extrem de scurt tu i-ai dat pin, așa de nicăieri, din mii de comentarii l-ai reperat pe ăla. Deloc suspect, Mikey. Deloc suspect. Glumele alea au fost făcute cu două streamuri înainte de cel caritabil? Nu. S-a întâmplat asta cu trei săptămâni înainte. Deci, again, Dezinformare totală. Glumele alea rasiste, xenofobe și homofobe au fost făcute în live-ul, în streamul caritabil. De fapt, au fost făcute cu două streamuri înainte. Așa, ok. Bă, că și pentru asta, bă, auzi. și pentru asta să primesc amenințări. A adă toporul. Și pentru asta, să, deci dacă toți în comentarii, efectiv... Și după... Mike a zis că Colo a avut probleme cu poliția pentru mai puțin. Atenție, o acuzație destul de gravă dacă mă întrebați pe mine. Colo a avut probleme cu poliția pentru mai puțin. Uitați o explicație logică pentru treaba asta. Colo a avut probleme cu poliția pentru mai puțin. O glumă într-un context absurd, acela că trebuie să fii de acord cu orice sau că cineva poate fi de acord cu tine cu orice spui, o afirmație exagerată cu care nimeni normal la cap n-ar fi de acord, întocmai ca să fie dat un exemplu de așa nu, cu așa ceva nu trebuie să fii de acord, ți se pare că ar fi mai grav decât cineva care face instigare la viol pe un ton serios și repetând într-una serios sau credeți-mă pe cuvânt, sublinind faptul că el chiar crede că minorile trebuie violate pe bune mai. Mikey. A nou da, snow, a uitat virgula. Deci comunitatea lor efectiv m-au linșat. Eu da. n-am mai pățit chestia asta în viața Da, da uh, aveți clipul lui Lospa în descriere. Chiar uh, vă recomand să intrați să vedeți uh, și perspectiva lui Lospa. Vreau să le mulțumesc celor de la Raven Glasses pentru că au sponsorizat acest episod. Uh, dacă folosiți codul RED, primiți 20 de lei reducere plus transport gratuit la orice de pe site-ul ravenglasses.ro. Sunt ochelari de protecție împotriva razilor de pe care monitorul vostru le emană. Încă o dată, codul RED pentru 20 de lei reducere plus transport gratuit, link în descriere. Cam atât. altceva nu mai am ce să zic despre subiectul ăsta, probabil nu o să se mai întâmple nimic ca de acum încolo, probabil o să o așa, probabil o înțeles omul după atâta timp că o greșit, deși nu vrea să accepte pentru care e ego atât de fragil. Sper v-a plăcut acest episod, dacă vă plăcut nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. Până data viitoare eu am fost Red. Dați-mi follow pe Instagram, bogdi.w, vine mărciu imediat, nu uitați de chestia asta și știu că v-a fost dor de videoclipurile astea cu webcam și o să vină mai, mai des. Pendruca or Mator episodes of Fied. No, no, but that was sneak peek, Bina, but that was sneak peek. Mirandoi potik tokoevo pupoi. When I chong all the time, oh, yeah. Look at the way that I move. Swag. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Alright. When I'm one hell of a kid. I am. Smoking gas, jugging me. I'm lit. What you doing? I didn't do. I swear.